stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor și Plai Moldovenesc. Sunt Diana Andrii și îmi face o deosebită plăcere să fiu și în această seară în casele dumneavoastră. Ei bine, dacă până acum nu ați văzut replică a popușei Barbie, să știți că în această seară aveți ocazia, pentru că invitata pe care o să vă prezint este asemănarea popușii respective. Este vorba despre Sofia a Ioanei Grigoriu. Bună seara, Sofia, și bine ai venit la noi! Bună seara și bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație! Așa v-ați convins despre ce este vorba. Este vorba despre o fetiță superbă. Ea are 11 anișori, este foarte, foarte talentată, sensibilă și mai presus de toate are parte de susținerea părinților, pentru că este un copil, așa cum bine vedeți, e foarte, foarte bine educat, foarte bine crescut, dar mai multe o să vedeți în minutele următoare, pentru că vreau să vorbim un pic cu tine, Sofia, și să ne spui așa în linii mari, cum ai început tu să cânți? Ai început să cânți acum 3 anișori, dacă nu greșesc eu, da? 4. 4 anișori. Prima dată te-a cucerit muzica ușoară. Da. Căci ai fost elevă. Da. Da? Eleva doamnei Alexandra Haidău la ușoară, iar în prezent sunt eleva doamnei Claudia Martinica, care îi mulțumesc pe acest drum. Să înțeleg că muzica populară în final a fost câștigătoare, da? Da. Pentru că de 3 anișori, practic, tu activezi în grupul pe care doamna profesor Claudia Martinică îl are la Palatul Copiilor. Ai reușit să-ți înregistrezi piese proprii? Da, două. Deci ai și două piese proprii. Nu cred că le-ai adus în această seară la noi. Nu. Sau, de fapt, una din ele, din cele 3 pe care le-ai adus, de aia lume azi îți cânt, este, nu este proprie. Bun, înseamnă că vei veni mai în viitor cu piesele proprii, da? Da. Bun. Sofia, tu ești elevă la ce școală? Titu Maiorescu, din Iași. Titu Maiorescu, în clasa a 4-a. Da. Deci, anul viitor vei fi elevă de gimnaziu, se vor schimba un pic lucrurile. Însă știu că ai parte de toată susținerea acasă, pentru că mămica ta a fost în domeniu, da? Da. Și în prezent te ajută foarte mult cu lecțiile, mai ales că nu știu dacă îți place sau nu, dar cred că mediul online este cel care predomină în acest moment. Corect. Bun. Sofia, eu zic să dăm drumul cântecului așa încă din primele momente ale emisiunii, pentru că de asta am venit în această seară, să ne bucurăm, să cântăm și să ne simțim bine împreună, da? Da. Avem prima piesă pe care tu o să ne-o cânti și o să ne spui după ce o să ne cânti cui aparține, Am un bade iubăreț, da? Da. Te poftesc chiar acum să ne cânti, Sofia, și eu reamintesc telespectatorilor noștri numărul de telefon la care ne pot suna, 0332711222, număr cu tarif normal, după cum bine știți. În urmare, nu vă costă nimic în plus să ne sunați, să faceți dedicații celor dragi și, de ce nu, să îi transmiteți mesaje invitatei mele din această seară, cel puțin uneia dintre ele. Este vorba despre Sofia a Ioanei Grigoriu, care vă va cânta chiar în minutele următoare. Badi, de când te-am văzut,
și ram-tam, dil-dil-dil-da, dacă nu fale nu-ți va, și ram-tam, dil-dil-da. Iubește-mă dacă-ți place, și ram-tam, dil-dil-dil-da, dacă nu fale nu-ți va, și ram-tam, dil-dil-da. Până te uai dacă-s micuță, de la mulți n-a fost drăguță, măi. Dacă vrei să și cu mine, nu te uita la veșine. Dacă vrei să și cu mine, nu te uita la veșine. Ori de mine ți-ți place, ram-tam, dil-dil-dil-da, dacă nu lasă-mă-n paș, ram-tam, dil-dil-da. Ori de mine ți-ți place, ram-tam, dil-dil-dil-da, dacă nu lasă-mă-n paș, ram-tam, dil-dil-da. Și bate numai frunzări, cu cutău nu poți și. Felicitări, draga noastră Sofia, să știi că ne-ai cântat foarte, foarte frumos. Prin urmare, ai primit și aprecieri din partea celor care ne urmăresc în aceste momente. Așadar, avem de la doamna Carmen Cornici, bună seara, dragile mele, un bobocel de fetiță, felicitări, Diana, și succes invitațiilor tăi. De la Marian Orzetic, felicitări, și de la Marie Marcela, ce dulce ești, succes. Iată, am primit și mesaje pentru tine. Prin urmare, prestația ta din această seară, cel puțin până în acest moment, a fost apreciată. Simt că trebuie să continui să muncești la fel de mult ca și până acum și să dai tot ce e mai bun din tine, pentru că, într-adevăr, ești un copil care merită tot ce e mai bun și mai frumos. Sofia, cu siguranță, în momentul în care ai pășit pe drumul cântecului popular, ți-ai ales câteva modele, persoane pe care tu, nu știu, le apreciezi și care sunt muze pentru tine, dacă putem spune așa. Ai putea să ne dai câteva nume, câțiva artiști care pe tine te impresionează și pe care tu încerci să, nu știu, să-i urmărești îndeaproape și poate să copiezi, cu ghilimelele de rigoare, din atitudinile lor, din prestațiile lor scenice? Da, mie mi place foarte mult de doamna profesoară, adică Claudia Martinică, și mai am foarte mulți artiști, dar voi da câteva nume, cum ar fi Adriana Unchișanu, doamna Mihaela Gurău, da. Mihaela Tabură și mulți alți artiști foarte cunoscuți. Cu ce te ocupi tu în timpul zilei, când nu participi la cursuri și când nu îți studiezi vocea? Ce altceva îți place ție să faci? De ce ești pasionată? Nu prea există timpul ăsta, dar, în schimb, îmi place foarte mult să citesc, să scriu și, logic, ca orice copil, să mă joc. Să te joci, da. Mama ta are o contribuție importantă în ceea ce privește partea de lectură, să zicem că te mai impulsionează să citești mai mult decât atunci când erai de vârste mai fragile? Eu citesc din propria ta inițiativă, propria, nu? Mea inițiativă mult. Înseamnă că ești un copil foarte conștiincios și mama ta nu are foarte, foarte mult de lucru cu tine, căci se vede că ești un copil foarte, foarte înțelegător, cooperativ, și asta înseamnă că tu și mămica ta aveți o relație foarte, foarte bună. Aș vrea să te întreb dacă ai reușit să câștigi premii importante în ceea ce privește cariera de mic interpret de muzică populară. Cu siguranță ai participat la concursuri până acum. Poate unele dintre ele au fost chiar în mediul online, dar eu aș vrea să vorbim despre cele care s-au desfășurat în vremuri mai bune. Ai reușit să câștigi premii importante? Două. La festivalul concurs Cătălin Pop am luat cu o melodie locul întâi, iar cu alta locul doi. Felicitări, draga noastră! Este un festival deosebit de cunoscut și apreciat aici la noi în Iași, iar faptul că tu ai reușit să le furi premiile, din nou, cu ghilimele de rigoare, înseamnă foarte, foarte mult. Am un bad de iubăreț, căci am rămas datoare cu o discuție. Cui aparține această piesă? Doamnei Mihaela Gurău. Așa, iar următoarea piesă pe care o să ne-o cânti, Dă Doamne la om noroc, din repertoriul doamnei Zinaida Julea. Foarte bine cunoscută artistă din Republica Moldova, Zinaida Julea. Sofia, te poftesc din nou la cântat, căci ne place ceea ce auzim și vrem să te auzim cântând mai departe.
Te poftesc chiar acum și să vedem dacă mai avem mesaje de la telespectatorii noștri în această seară. Se pare că deocamdată nu mai avem mesaje, dar noi așteptăm în continuare să ne scrieți, după cum am văzut ceva mai devreme. Vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna, 0332711222, număr cu tarif normal și, bineînțeles, dăm drumul cântecului cu Sofia a Ioanei Grigoriu, Dă Doamne la om noroc. O ascultăm și ne întoarcem. Da-ga-da-ga-da-ga-da, acolo lumea s-adună, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Unde joc și veselii, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, acolo ni drag și mie, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Dă Doamne la om noroc, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, și la muncă și la joc, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Și la muncă și la joc, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, și la dragoste cu foc, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Șa-șa! Cântați vă uitați la mine, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Eu vă cânșă-n parighini, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Cântați vă uitați la mine, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Numai una-i supărat, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Nu se uită niciodată, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Las-o, las-o, las-o așa, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Că eu știu și za și nia, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Așa-șa! Mă mir de femeia mut, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, care se duși la nuntă, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Nici nu bea, nici nu mănâncă, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Nici nu joacă, nici nu cântă, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Merge acasă mânioasă, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Când a fost nunta frumoasă, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Lasă, lasă, lasă așa, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Că eu știu și za și-n ea, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Așa-șa! Drag-ni femeia isteață, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, veselă și vorbăreață, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Mari gospodin în casă, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, și cu lumea omănoasă, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Harnică ca o alghină, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, frumoasă ca o gheorghină, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Lasă, lasă, lasă așa, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da, cât are ni drag de ea, ram-da-ga-da-ga-da-ga-da. Felicitări!
Felicitări, Sofia! Încă o dată ne-ai cântat și ne-ai încântat foarte, foarte frumos. Te felicit încă o dată pentru tot ceea ce ai reușit tu să cumulezi în cariera ta artistică. Cu siguranță vom auzi de tine și peste mulți, mulți ani, pentru că ești un copil care promite foarte multe. Avem încă două mesaje pentru tine, de la Valerica Ciobanu, care îți transmite inimioare, și de la Ancuța Andreea Dumitrașcu, succes copii! Vă mulțumim tare mult și vă îndemnăm să ne scrieți în continuare, pentru că noi rămânem aici în platoul emisiunii noastre cu cântece frumoase și cu voie bună. Sofia, uite că nu am vorbit despre ceva foarte, foarte important, căci anii vor trece, tu vei crește, te-ai gândit, bineînțeles, întrebarea clasică, ce o să te faci când o să fii mai mărișoară un pic? Acum sunt în dubii. Dar eu zic că înclinația mea este spre medicină, să mă fac medic. De ce îți dorești tu acest lucru? Ce anume te impresionează pe tine la profesia de medic? Mie mi plac foarte mult medicii și când eram mică mă jucam de-a doctorul și poate că din cauza asta. Deci nu îți dorești să urmezi profesia mamei tale, aceea de a fi cadru didactic, ci medic. Este tot o meserie foarte, foarte frumoasă, care presupune interacțiunea cu oamenii și tu zici că ai inclinație spre acest domeniu. Sofia, în ceea ce te privește, ne apropiem cu pași repezi de finalul primei părți și aș vrea să-ți dau prilejul, înainte de a ne cânta și ultima piesă din această seară, De-aia lume, azi îți cânt, să adresez câteva cuvinte, câteva mulțumiri celor dragi, părinților, apropiaților, doamnei profesoare, desigur, colegilor la școală. Eu mulțumesc foarte mult pe această cale doamnei Claudia Martinică, părinților. Îmi salut învățătoarea și toți telespectatorii care au fost alături de noi în această seară și să știu că am avut persoane care ți-au fost alături și care te-au susținut și, bineînțeles, mămica ta care a fost aici cu sufletul la gură și a fost lângă tine, bineînțeles, te-a susținut, chiar dacă tu nu ai putut să o vezi neapărat, dar ea să știi că a avut emoții cel puțin la fel de mari precum le-ai avut tu. Sofia, eu îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost în această seară alături de noi. Sper din toată inima să te revăd și să fii la fel de zâmbitoare, la fel de veselă, la fel de optimistă și, bineînțeles, așteptăm să vedem piesele noi pe care tu spuneai că le ai deja în repertoriu. Este vorba despre două piese, da? Da. Și sperăm din toată inima să le auzim aici la Dor și Plai Moldovenesc când vei mai reveni. De asemenea, o invit pe Sofia să ne cânte și ultima piesă din această seară, De-aia lume, azi îți cânt. Sofia, te rog tare mult să te pregătești de cântat. Eu reamintesc telespectatorilor numărul de telefon la care pot intra în legătură directă cu noi, 0332711222, și, bineînțeles, o invităm pe Sofia a Ioanei Grigoriu să ne cânte și să ne încânte. De-aia lume, azi îți cânt este piesa pe care o vom asculta și revenim cu cei doi invitați care se pregătesc să intre alături de noi. Despre cine este vorba veți vedea după ce vom reveni și vom asculta pe Sofia a Ioanei Grigoriu. Că trăiesc pe acest pământ, la tine și la bătrâni, de-s oameni buni. Unde m-ai chemat, acolo eu ți-am cântat lumii. Am cântat și am jucat lumii. Toți și am mai scump este cântecul și-l cânt lumii. Eu sunt cântecul și-l cânt lumii. De-aia lumea azi îți cânt, că trăiesc pe acest pământ, la tine și la bătrâni, de-s oameni buni.
Pământ, la tineri și la bătrâni, des oameni buni. De-aia lumea zic când că trăiesc pe acest pământ. La tineri și la bătrâni, des oameni buni. Cum s-ar și boțălili, parcă-ar arde tălpili. Mai bine mănânc jumăși, îmi fac alte încălțări. Și cu pasul apăsat, caluatul l-a frământat. Când cozona cu ui bun, cu nienica nu rămân. Așa zice mămuca mea, din bătrân așa știe. S-a schimbat, dar niciodată l-a jucat. Moldoveanul și-a fălos, joacă-n horă arțăgos. Și-ndeamnă pe fiecare să facă hora mai mare. Cum s-ar și boțălili, parcă-ar arde tălpili. Mai bine mănânc jumăși, îmi fac alte încălțări. Și cu pasul apăsat, caluatul l-a frământat. Când cozona cu ui bun, cu nienica nu rămân. Jucatul și bucatili, astupă gura lui. De iubit n-ai suferit, iar la masă n-ai poftit. Hai trăiește cât mai ai și apoi să mai vezi în rai. De grădina e frumoasă, e ca la România acasă. Cum s-ar și boțălili, parcă-ar arde tălpili. Mai bine mănânc jumări și-mi fac alte încălțări. Și cu pasul apăsat, caluatul l-a frământat. În cozona cu ui bun, cu nienica nu rămân. Jocul e stai de la Iași, de jucat n-ai să te lași. Nu mă uit la Chișoare, doar la tătii mândri. Dragi telespectatori, am revenit și cu cei doi invitați pe care vi-am promis înainte de mica pauză în care am urmărit un clip aparținând artistului Cristian Harhătă. Ei bine, este vorba despre Florin Ursu și despre Carina Ciobanu, pe care, vă spun sincer, mi-a fost dor să îi revăd aici, Dor și Plai Moldovenesc. Sunt doi tineri cu foarte, foarte multă energie, plini de viață, optimiști și am venit, m-am gândit să vă invit ca să mă încărcați și pe mine cu energie pozitivă. Cel puțin tu, Florin, care ești cu glumele la purtă tot timpul, da? Întâi de toate, dat fiind faptul că ne cunoaștem foarte bine, știm despre cine este vorba, Florin Ursu din localitatea, ne spui tu. Schidu Duca. Și Carina Ciobanu din aceeași localitate. Da. Deci sunteți consăteni și mai presus de toate foarte buni prieteni, da? Aș vrea să vă întreb întâi de toate cum sunteți, dacă sunteți bine și dacă mergeți pe același vibe pozitiv. Da. Florin, la tine lucrurile sunt clare, da? Și la tine, Carina, de asemenea. Sigur. Da. Voiam să vă întreb dacă ați reușit să faceți sau să plănuiți duetul acela pe care ne l-ați promis ultima dată. Nu, deoarece au fost mici, dat fiind și cu, da, cu pandemia și cu, da. Deci, dar aveți în plan, nu? Aveți în plan. Florin, la tine chiar am văzut de curând că ești fericitul deținător al unui videoclip foarte frumos. Mulțumesc. Pe care pe această cale țin să te felicit. Mulțumesc. Mândră-i mama cu feciori, așa este. Este piesa ta proprie, da. Ia spune-ne, cum a fost să simți tu că ai piesa ta proprie și că nu trebuie să mai cânți piesele altor artiști? Este o piesă frumoasă. Vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei profesoare Claudia Martinică pentru text și linie melodică pentru domnul Martinică Bote. Este o piesă, chiar mi se potrivește. Da, deci să înțeleg că sunteți doi, trei băieți la mama acasă? Nu, doi. 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 E suficient, nu? Doi. După, da, eu sunt cel mai mitel. Cel mai, deci răsfățatul, da, familiei, da? Exact. În afară de tine mai cântă cineva
În familia ta? Deci tu ești cel care a spart gheața. Tu ești cel care a spart gheața. Eu cred că ți se potrivește foarte bine această profesie, dacă îi putem spune așa, căci din câte observ eu, ești făcut pentru scenă. Ai tot ce trebuie, da? Mulțumesc. Și ai și un costum foarte frumos în această seară. Da. Nu cred că te-am mai văzut. Este o achiziție nouă. Ea a mai fost cu ea asta. Așa. Dar aia n-am luat-o, că mi-a rămas mai mitică, dar nu-i problemă. Am înțeles. Bundița este. De unde ți-ai luat frumusețea asta de bundiță? De la Suceava, de la comandă, de la o doamnă, mi-a spus numele. Da. Și este frumos, mie mi-a plăcut și cam atâta. Îți face o deosebită plăcere să porți costumul popular și se vede că îl porți cu foarte multă mândrie. Exact. Florin, să știi că vreau să ne cânți și tu în această seară. Sigur. Însă prima piesă pe care vrem să o ascultăm din partea ta, Mama mea, icoană sfântă, artistul care îi aparține, îl știm foarte bine, Ion Paladi, da? Da. Bun, te poftesc să ne cânți, Florin Ursu, și verificăm mesajele de la telespectatorii noștri. Avem de la Teodora Panainte, care ne spune: vă urmăresc cu drag, te pup cu dor, Diana, și eu te salut, Teodora, și abia aștept să te revăd la noi la emisiune. De la Corina Petronela Cristian: mult succes, dragul meu Văr, și la fel și Carine. Și de la Diaconul Lăcrămioara: este o piesă minunată, felicitări, vă mulțumim tare mult, și ne pregătim să-l ascultăm pe Florin Ursu cu piesa Mama mea, icoană sfântă. Mama mea e icoană sfântă, să rud mâna ta muncită. Și fața arsă de soare, pe care au curs lacrimioare. Vine, maicuță, de departe, să șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de oftată mai, că prea mult m-ai așteptat, mă. De-aș putea, m-aș face vânt, să-ți mângâi părul cărunt, mă. Toate florile din lume le-aș pune în a ta mână. Ai muncit pentru copiii mei, ai făcut din noapte-n zi, mă. Și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune. Când mi-a fost mai greu, am cântat de dorul tău, măi. Am cântat la lumea întreagă, dorul tău, măi, cuță dragă. Și mai rog la tot ce-i sfânt, măi, să te țină pe pământ, măi. Să ai zile să trăiești, măi, și nepoții să-ți crești, măi. Și mă rog la tot ce-i sfânt, măi, să te țină pe pământ, măi. Să ai zile să trăiești, măi, și nepoții să-ți crești, măi.
Felicitări, Florin! Ne-am bucurat să reascultăm această piesă în cadrul emisiunii din această seară. Este o piesă deosebit de apreciată de fapt, de români în general, nu neapărat de o anumită categorie, pentru că a fost o piesă care a prins foarte bine la public și în continuare prinde, pentru că iată că vi s-a pus la dispoziție inclusiv negativul acestei piese, ceea ce este mare lucru, bineînțeles, pentru că vă dă șansa să vă lucrați vocea și, bineînțeles, să vă cântați ceea ce vă place. Exact. Bun. Avem mesaje de la telespectatorii noștri. Avem de la Alina Berbecaru: mult succes și multe realizări, Carina și Florin. Vreau vă salută Iasmina. Și pe Iasmina vreau să-i spun multă sănătate. Așa, de la Ancuța Andreea Dumitrașu, care ne spune: bravo, Florin, felicitări mulțumesc pentru melodie încă de la filmări. Ți-am spus, succes! Mulțumesc! Valerica Ciobanu, care este mămica invitatei noastre din această seară, Carina. Felicitări, Diana, că promovezi tinerii în minunata emisiune. Felicitări, copii, sunteți superbi! Mulțumesc! E bine, normal că trebuie... Vreau să o salut și pe verșoara mea, Corina, care a zis și acolo în comentariu. Vreau să-i mulțumesc! Am citit mesajul, da? L-am citit ceva mai devreme, de la Corina Petronila Cristian, exact. Da? Exact! Bun, deci suntem la zi cu comentariile. Carina, ultima dată sau penultima dată când ai fost la noi, ne-ai spus că tu îți dorești să devii prezentator de emisiune sau că ai vrea să fii asistenta mea. Noi aici nu prea avem nevoie de asistenți, căci ne descurcăm noi așa în spațiul nostru micuț. Dar ți s-au schimbat planurile sau rămâi pe aceeași direcție? Momentan rămân pe aceeași direcție. Așa. Nu mi-am deschis viziunea spre alt meserie, spre altceva. Dar de ce consideri tu că este fascinantă meseria asta de prezentator, moderator de emisiune? Ce anume? Nu îți... am un motiv anume. Adrenalina? Da. Adrenalina, cred, nu? Cred că da. Ești o persoană energică și foarte vorbăreață. De când sunt mic, vorbesc toată ziua. Așa. Cred că de asta mai mult vreau. Florin, tu ce zici? E vorbăreață, Carina? Peste măsură, nu? Din loc. Peste măsură, că ce am văzut că... Îi se potrivește, ei o țărănească sau o coroghească când s-o cânte și... Cred că are țărăneasca. Ai? De va cânta această seară, să o auzi atunci, să vezi ce spectacol. Dar ce să nu rupă odeaua. N-o să rupă. Dragii mei, vreau să vă întreb dacă ați reușit să participați la concursuri. Bineînțeles, perioada aceasta a fost mai dificilă, dar până acum, voi de cât timp cântați? Tu, Florin, de cât timp cânți mai exact? Am un an. Un an, deci nu prea ai avut tangențe cu concursurile. Nu mai știu, dar am avut un concurs înainte la o fostă profesoară de canto. Am avut un concurs. Prima dată am avut niște emoții. Și ai obținut vreun premiu acolo sau emoțiile te-au dobărât? Nu, am fost la un concurs și am luat premiul întâi. Bravo! Da. În Palace, chiar, dar mi-am să aminti. Am înțeles. Florin, ți-ai dori ca pe viitor să colaborezi cu vreo formație de aici și din Iași sau poate din alt județ, de ce nu? Să mergi la petreceri, să cânti, să le faci voie bună oamenilor. Da, sigur că deci da. Te vezi făcând acest lucru. Tu, Carina, ți-ai dori? Da. Asta am în plan în viitorul apropiat, sper să caut o formație, să mă lansez. Da. Tu ești acum în clasa A? 10. A 10-a. Te-ai gândit ce vei face când vei termina liceul? Nu. Nu te-ai gândit. Nu, sunt foarte nehotărâtă din punctul ăsta de vedere. Dar să știi că prezentator de emisiune poți să fii și fără să fii absolvent de jurnalism. Dacă îți merge gura, da? Să spunem așa pe românești, dacă îți merge gura, dacă ești vorbăreț, așa cum ai spus tu, și stăpânești foarte bine această latură, sigur că poți face față cu brio, da? Eu sunt încă în stadiul în care învăț, pentru că de la o emisiune la alta provocările sunt altele și... Bineînțeles că nu este ușor să... Chiar țin să vă felicit pentru videoclipul ăla, chiar mi-a plăcut, este foarte și linie melodică și aveți o voce superbă. Chiar. Mulțumesc tare mult, Florin. Am mai difuzat videoclipul meu aici la Dor frumos. Și Plai Moldovenesc, însă prioritari sunt invitații pe care noi îi avem în această seară, iar tu, Florin, de exemplu, ești o prioritate pentru că ne vei cânta piesa ta proprie, da? Da. Mândră-i mama cu feciori, o piesă proprie, așa cum ne-ai spus, realizată împreună cu Orchestra Doina Carpaților, dirijor Marinică Botea. Și sunt nerăbdătoare să o văd și aici la Dor și Plai Moldovenesc, mai bine spus să te ascult. Ne-ai promis că ne vei trimite videoclipuri și noi îl vom difuza pe parcurs ca să vadă și telespectatorii ce capodoperă ai reușit să realizezi. Da. Florin,
te invit să ne cânți și vedem dacă ne-au mai scris telespectatorii noștri. Și da, avem de la Florentina Aura, felicitări dragilor, de la Ovidiu Valeria, bravo Florin, te urmărim din Sicilia, felicitări vouă, felicitări Carina, copii frumoși ai soțului, multe îmbrățișori de la noi, din nou de la domnul Ovidiu, felicitări copii frumoși, felicitări organizatorilor, vă urmărim din Sicilia, sunteți mândria satului nostru. Așadar, ne va cânta Florin Ursu, Mândră-i mama cu fecior și ne întoarcem. Crescut pe vale, mândră-i mama că ne are doi feșori ca două flori mai, ca grădina cu bujori mai. Eu și frățiorul meu sprijinând vom fi mereu. Ne-ai crescut, ne-ai alinătat și-ai avut mai bun, ne-ai dat mai mai. Frățiorul meu mai mare, a mea alienare, pilul mic când a venit mai, ai fost tari fericit mai. Și mereu m-ai ajutat, sfaturi bune tu mi-ai dat. Dimi-o fost în viață greu, tu ai fost sprijinul meu mai mai. Măicuța mea așa doioasă, ești mândră și bucuroasă și plină de voie bună. Când ne vezi mama împreună, lacrimi curg pe obrazul tău. Ne-ai crescut, mamă, cu greu. Mâna astăzi t-o sărut și din suflet eu îți cânt mai mai. Și pentru ale meu frățiori, astăzi voi cânta cu dor. Și la bine și la greu vă port în sufletul meu, oh, oh. Bravo, Florin! Te felicităm pentru piesa aceasta frumoasă pe care ne-ai cântat-o în această seară și să știi că am primit deja câteva mesaje pentru tine. Ciocoiu, Oana, Elena, felicitări, Florin, și mult succes în continuare. Clementina Irimia, felicitări. De la domnul Ioan Pelerinu, bună seara, Doamne ajută Diana și o seară frumoasă să aveți toți din studio și invitaților tăi să le dea bunul Dumnezeu multă sănătate și multe realizări în cariera lor frumoasă. Așteptăm să ne scrieți în continuare atât nouă cât și invitaților noștri, dar mai ales, de fapt, invitaților noștri din această seară. Florin, vrei să spui ceva și îți dau cuvântul. Vreau și eu să mulțumesc părinților, familiei, adică familiei mele, și vreau să-l salut pe această cale pe domnul primar Grigore Corciov. Este un primar chiar... un om bun, cu suflet mare, un om foarte bun, nu știu cum să vă spun. Să înțeleg că domnul primar vă sprijină și da, este mândru, de fapt. Da, este un primar nou. A, este un primar nou. Da, da, da. Am înțeles. Înseamnă că cu siguranță va fi mândru pentru că v-a văzut în această seară la Dor și Plai Moldovenesc. Și cred că da. Și că duceți numele comunei din care voi proveniți mai departe și îl faceți sigur mândru, da? Da. Da.
Carina Ciobanu, să știi că a venit și timpul tău să ne cânți și să ne încânți. Și mai ales că Florin deja este nerăbdător. Țărănească, este vorba despre o țărănească. Și vrem să o vedem pe Carina cum rupe podelele. Tu ai spus să avem grijă. Da. Dar eu zic să dăm drumul la cântec, să dăm drumul la dans. Carina Ciobanu este cea care vă va cânta în minutele următoare. Și te rog să te pregătești să ne cânți, Carina. Vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în legătură directă cu noi. 0332711222. Prin urmare, așteptăm să ne sunați, să ne scrieți în continuare, pentru că eu voi da citire fiecărui mesaj pe care noi îl primim aici pe pagina de Facebook a emisiunii Dor și Plai Moldovenesc. Carina Ciobanu, Țărăneasca, o ascultăm și revenim. Stat. Când aud că joc în sat, uite straile îmbrac, noi tem de stat. Și-am zis verde matostat, când aud că joc în sat, uite straile îmbrac, noi tem de stat. Mamă, că ai părâș și foc, treaba nu-mi place deloc, mintea-mi stă numai la joc, când e iar mă rog. Mamă, că ai părâș și foc, treaba nu-mi place deloc, mintea-mi stă numai la joc, când e iar mă rog. Trag cu ochii la flăcăi, ui că stare frumușăi. Cu joc și cu chiuit, mi-am luat catrințe cu flori, să plac la fișor. Eu de hor am pornit, cu joc și cu chiuit, mi-am luat catrințe cu flori, să plac la fișor. Că acu-i vremea mea, cât sunt cât tinere, zic că mama și eu vrei, aude tot e. Că acu-i vremea mea, cât sunt cât tinere, zic că mama și eu vrei, aude tot e. Lasă mama să vorbească, mie jocul să-mi preiască. Și în joc de nu mă vede, eu te alta așa că ta, de mine o uitam. Badai cu ochii pe fete și în joc de nu mă vede, eu te alta așa că ta, de mine o uitam. Du-te, mamă, la gătit, că eu un joc am pornit, mâinii de măi mărită, de treabă o avea. Du-te, mamă, la gătit, că eu un joc am pornit, mâinii de măi mărită, de treabă o avea. Cum să stau la măturat, gându-ni la mărită. Felicitări, draga noastră Carina, să știi că Florin a fost un foarte bun comentator pe marginea prestației tale din această seară de la noi, la Dor și Plai Moldovenesc. A comentat fiecare vers, fiecare gest. Și să știi că, în ciuda faptului că a încercat el să-ți găsească mici slăbiciuni... E văzut că o oră nu mă fur nimeni. El s-a regăsit perfect în versurile tale. Nu mă fură. Da. Bun. Dragii mei, să știți că am primit în continuare mesaje pentru voi de la Cristi Huțuțui. Felicitări, Florin, mult succes. Da, pe mai vreau departe. Să salut te salută Lucian. Este vecinul meu, da. Sigur. Așa. De la Andreea Huțanu, felicitări, Florin, mult succes în continuare. Și pe ea și pe Măriuța le salut și le spun multă sănătate. De la Lăpușneanu Tatiana, felicitări, Carina, ești superbă. Să rămână nana. A, este nana ta de botez? Nu, nana, fratele meu, dar e tot nana și pentru mine, da. Înțeleg situația. Și de la doamna Luminița Ciobotaru, care ne urmărește tocmai din Republica Moldova, felicitări pentru emisiunea minunată din această seară. Vă mulțumim din suflet, doamna Luminița, și sperăm să vă avem și pe dumneavoastră alături de noi într-una din viitoarele emisiuni, deși acum este un pic mai greu. Sperăm din tot sufletul să se îndrepte lucrurile spre bine, da? Da. Și să avem cât mai mulți artiști în această seară, dar și altă dată la noi la Dor și Plai Moldovenesc, pentru că nu ne place când suntem așa în formulă minimalistă. Este frumos când suntem mulți, când este voie bună, dar să știți că eu m-am simțit foarte bine și cu voi, chiar dacă suntem într-un număr mai mic. Florin, tu ai fost de acord cu mine în această seară, ai aprobat orice am spus, indiferent că a fost greșit, indiferent că a fost corect. Așa. Bun. Dragii mei, vreau să-mi spuneți așa în linii mari, cam care sunt planurile voastre de viitor? Ce anume vă doriți? Florin, deja văd că nu-ți place subiectul, prin urmare o să începem. Place? Bine, începeți cu ea. Dăm prioritatea domnișoarelor, da? Carina, ce îți dorești tu să faci pe viitor, atât din punct de vedere profesional, cât și școlar, de ce nu? În primul rând vreau să termin cu bine liceul, apoi să merg la facultate, nu știu care,
Încă nu m-am decis. Da. Și pe plan profesional, ca să spun așa, vreau să mai scot, să mai aduc noi piese, da, și să fac videoclipul la ultima mea piesă nouă, o piesă de suflet, care este dedicată doamnei profesoare. Pe această cale o și salut și mulțumesc pentru sprijin și îndrumare. Și cam atât. Cam atât. Încă ești la vârsta la care mai poți copilării, prin urmare nu trebuie să grăbim pasul, ci trebuie doar să avem așa conturate mici perspective de viitor. Florin, acum este rândul tău. Da. Eu aș vrea pe viitor să cânt și să mă angajez la o orchestră sau să fac o formație și eu de muzică nu mă voi lăsa. De muzică și... nu te lași, cu siguranță. Sigur că da. Bun, deci muzică și iar muzică, da? Da. Și tot cu muzică vom merge mai departe, căci vom asculta și ultima piesă din această seară, Sârba de la Iași, da, pe care ne-o va cânta Carina Ciobanu. Cui aparține piesa și mergem la cântat? Piesa îi aparține doamnei Claudia Martinică și am fugit la locul de cântat. Perfect. Bun. Carina, să știi că până ajungi tu la cântat, să știi că vreau să te încurajez cu un mesaj pe care l-am primit ceva mai devreme de la Magdalena Dincă. Felicitări, Carina. Iată că primești în continuare aprecieri din partea telespectatorilor noștri. Ne cântă Carina Sârba de la Iași, care aparține doamnei profesor Claudia Martinică și ne întoarcem cu invitații mei Florin Ursu și cea care ne va cânta pentru a ne lua la revedere de la dumneavoastră. Rămâneți în continuare alături de noi și ne bucurăm de cântec cu Carina Ciobanu. Gospodarilor, asta-i sârba moldovenilor, ram trilura, sârba sârbelor, uite așa să joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Și te învârți costică în loc, ram trilura, joacă mai cu foc, o intrat Juliana în joc, ține-o de arighene din mijloc. Și niște ia juca ghini, ram trlera, iaca, iaca așa, vino țără lângă mine și apoi nu mai faci din rușini. Și niște ia juca ghini, ram trlera, iaca, iaca așa, vino țără lângă mine și apoi nu mai faci din rușini. Asta-i sârba sârbilor! Joacă ghinii măi costică, ram trlura, parcă ți-ar și frică, și uielea n-ai tineric, sprinte-ne și tare frumoșică. Asta-i sârba moldovenilor, ram trlura, sârba sârbelor, uite așa se joacă de ușor, asta-i sârba gospodarilor. Thank you.
Felicitări, Carina, să știi că de această dată Florin nu a mai făcut comentarii pe marginea cântecului, în schimb a cântat împreună cu tine. Asta înseamnă că te-a susținut foarte bine. Ultimile mesaje pe care le citim de la Diana Valentina, felicitări. Nicolae Motriuc, felicitări pentru emisiunile frumoase, dragă Diana, mult succes în continuare alături de invitații tăi frumoși și talentați. Marian Ivanov, felicitări, Carina. Corina Maxim, bravo, Carina. Și Ștefanu, felicitări, Carina, te pup. Ne apropiem de finalul emisiunii din această seară și vreau să vă dau prilejul de a face câteva mulțumiri celor de acasă, prietenilor, colegilor, rudelor, profesorilor, de ce nu, Florin, e rândul tău. Da, vreau să-mi salut familia, colegii mei, verișorii mei, pe domnul primar și pe colega mea Carina și cam atâta. Cam atât, da? Și tu, Carina? În primul rând vreau să salut toți telespectatorii din această seară care ne-au urmărit. Vreau să-l salut pe fratele meu, toate rudele mele și pe toți telespectatorii cei din nou. Cei care ne-au urmărit în această seară, da? Da. Dragii mei, eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această seară. M-am simțit foarte bine alături de voi. Prin urmare, vă mulțumesc vouă, Florin Ursu, Carina Ciobanu și prime invitate, Sofia Ioane Grigoriu. Eu sunt Diana Andri și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, începând cu ora 19, aici la Infinit TV, în cadrul emisiunii Dor și Plan Moldovenesc. Până atunci, multă sănătate! La revedere!